Transluncani. Este unul din cele mai spectaculoase drumuri din România. Se află în munții Poiana Ruscă și a fost inaugurat în iunie 2019. Aceasta are o lungime de aproape 6 km, o mare parte din el fiind efectiv săpat în stâncă. Ai găsit? Nu! Spre Transluncan încolo, da? Cea mai mare hartă cunoscută vouă. Deci uite, pinul ăsta de pe hartă, unde arată că e panoramic, am trecut de el, dar nu s-a văzut nimic. Păi atunci hai să ne întoarcem. Hai! Deci aici zice că o mare parte din traseu e săpat în stâncă. Nu, cred că trebuie să mergem în partea cealaltă. Hai deci... să facem poză cu harta. O mare parte din el fiind efectiv săpat în stâncă. Noi n-am trecut nimic prin săpat în stâncă. Păi da, e sus în partea cealaltă. Degeaba te uiți pe harta, că nu-ți arată nimic. Da, știu, harta, da. Dacă e stâncă sau nu e stâncă. Da, hai, ce decizie luăm? Că dacă e partea asta cu mers în stâncă, teoretic n-am ajuns la punctul care trebuia și nici n-avem poză cu drumul. Deci n-am cecuit proba. E săpat în stâncă, stânca din stânga noastră, se pune? Păi nu, ei vor o poză cum a făcut Teorestian. Zi tu, vrei să facem poză aici? Păi dacă nu, pe unde să facem poză aici? Eu asta zic, am pus pe hartă Transluncan, m-au adus aici. Asta nu-i... loc unde ar fi trebuit să ajungem. Mai departe n-am ce să zic, că nu cunosc locul. Hai, domnule, ce faci? Deci să dau la o parte sau... Na, ce faceți? Uităm o hartă. Dar voi parcă erați la vale. Ce ați venit după noi? Hai. Am aflat unde-i harta. Am aflat harta, unde? Ați făcut? Da. Da. Da, ați făcut. Atunci drum bun. Și ce-ați căutat pe aici? Dar știm unde e harta, dacă e aia de jos, știm care e harta. Aia de jos. Aia de jos. Care? A ce? Harta cu e? Cum arată? Harta... cu ce? Harta cu ce? Păi zi tu. Unde e harta? Asta? Nu putem să zicem. Da, unde? Zic unde e. Zic cu ce e. Cu ce? Harta României. Și unde e? La Valea lui Liman. Transluncan. Pe unde mergem? Harta în spate, 0,3 km. Ai, ai? Și știți, aveți cumva vreo idee, o harta României mare, știți pe unde îi? La Valea lui Liman, credeți că e așa, la marginea străzii? Bine. Știți, pe unde așa mi s-o părut. Dar cum zicem noi la Pola Românești. Nu, ia, știți, ține podul la Românești, unde să parce Petroasa cu... Deci la intersecția Românești cu Poieni. Ce facem? Ori albă, ori neagră. Și eu te întreb de multe ori și aștept răspuns de la tine. Mă uit la tine și nimic. Și după te mai întreb o dată, Silviu, m-ai auzit? Da, confirmă, nu primesc de multe ori răspuns de la tine. Și e frustrant că stau ok, hai, mergem așa. În alte dăți când suntem afară, când nu conduci și se întâmplă alte lucruri, la fel mi se pare că întreb de multe ori și că nu ești multitasking, nu e setat pe multitasking, e setat doar pe rezolvat o chestie. Păi că sunt, nu... sunt concentrat acolo, păi să da, fac. Păi da, da, și știu, am observat asta, că de asta nici nu te toc la cap. Dar de multe ori te întreb lucruri și nici măcar nu primesc un răspuns sau o reacție.